Președinta Maia Sandu a rămas practic fără economii la bancă, dar salariul de președinte i-a adus ceva mai mulți bani în 2022 față de anul precedent. Declarația de avere făcută publică astăzi arată că șefa statului este cu mult mai săracă în comparație cu al doilea om din președinție. Revenit recent în funcția de șef al aparatului președinției, Andrei Spânu a raportat milioane din afacerile de peste hotare. În 2022, salariul anual al Maiei Sandu a fost de aproape 260.000 de lei. Asta înseamnă că lunar șefa statului a fost plătită cu puțin peste 21.000 de lei. Față de 2021, salariul a crescut cu aproximativ 2.000 de lei. Din diurne, pe lângă salariu, a mai câștigat încă 63.000 de lei. Anul trecut, Maia Sandu a trebuit să umble la banii păstrați la banca americană. Astfel, dacă în 2021 mai avea pe contul de peste ocean aproape 2.400 de dolari, acum a rămas doar cu 600. Președinta are și un depozit la o bancă moldovenească, fiind vorba de doar 13.000 de lei. La capitolul bunuri, nicio schimbare. Șefa statului a declarat același apartament cu 3 camere dintr-un bloc sovietic din sectorul Buicani și o Toyota fabricată în 2007. Declarația celui de-al doilea om din președinție arată total diferit. Andrei Spânu a fost repus în funcția de șef al aparatului prezidențial luna trecută, așa că funcționarul a trecut în document salariul de funcție veche și dividendele obținute din afacerile din străinătate. Din salariu și de urne, Spânu a avut venituri de 360.000 de lei sau în medie 30.000 de lei pe lună. Grosul câștigător a venit de peste hotare. Funcționarul a declarat dividende de aproape 120.000 de euro, adică echivalentul la 2,4 milioane de lei. Familia Spânu locuiește într-o casă de 125 de metri pătrați pe care a evaluat-o la 9,4 milioane de lei și se plimbă cu două mașini scumpe, una de 19 și alta de 25.000 de euro. Președintele Parlamentului și premierul nu și-au făcut publice deocamdată declarațiile de venit pentru anul 2022. Potrivit legislației, funcționarii și persoanele cu demnitate publică sunt obligate să-și declare veniturile și interesele până la sfârșitul lunii martie.